E tânără, frumoasă și cât se poate de autentică. Vine dintr-o zonă în care tradiția încă e sfântă, iar oamenii încă sunt oameni. Anda Horoba e cântăreața de muzică populară cu mii de fani pe rețelele de socializare. Îmbracă cu drag straiele populare și cântă doine de jale și arată lumii că se poate și altfel. Că talentul și tradiția sunt încă o carte de vizită pe care poți paria cu succes într-o lume care e doborâtă de tot ce înseamnă artificial. Place cu caluțul. Spune, cea calule! Cea calule! Să ai grijă de noi, căluț! În primul rând, sunt îndrăgostită de tot ceea ce înseamnă sat. Și în al doilea rând m-am simțit datoare să duc mai departe crezul bunicilor mei, străbunicilor mei. Ei în asta au crezut și atunci eu am învățat că e bine și că trebuie să duc mai departe și eu. Avem nevoie de asta pentru că suntem în România. Asta e România, asta înseamnă România. Eu sunt conștientă, nu pot să fac lumină pe tot globul, nici măcar în țara mea. Dar măcar pot să țin o lumânare pentru mine și pentru oamenii care se află în jurul meu. Și atunci eu îmi doresc ca, nu știu, cultura asta tradițională să fie lumina pe care eu ofer celor din jurul meu. Nu sunt cuvinte mari, dar sunt cuvinte rare, pe care astăzi nu prea le mai auzi rostite în jurul tău. Și totuși, atâta vreme cât mai sunt tineri ca ea, înseamnă că mai avem o șansă la nepieire. Patru generații, aceeași pasiune, muzica și tradiția. Un exemplu de români autentici depus la suflet. O familie în care mai mult se cântă decât se grăiește. Curge muzica prin sângele întregii noastre familii. Probabil asta se datorează educației. Doar așa am fost educați și doar asta știm să dăm mai departe. Și simțim pentru că am trăit autentic exact tot ce s-a întâmplat la țară, mă rog, eu ce-am mai apucat din ce s-a întâmplat la țară, însă bunica a lucrat foarte mult câmpul, a stat foarte mult, a crescut animalele, mama la fel, a apucat chiar și jocul satului, tata la fel, tata a fost ceteraș la jocul satului. Și chizeș. Și chizeș la jocul satului. Și eu am preluat toate astea de la părinții mei și de la bunica mea. Și cumva le simt, deși nu le-am trăit, eu n-am apucat jocul satului, însă ei din ce mi-au povestit, eu, nu știu, probabil având un simț artistic foarte bine dezvoltat, mi-am închipuit și am trăit exact în momentul vorbirii ceea ce ei mi-au povestit mie. Suntem în Valea Țibleșului, unde aveam să cunoaștem o tânără care, în ciuda vârstei și a vremurilor în care trăim, se încăpățânează să ducă mai departe ceea ce alții vor doar să uite. Anda Horoba e o mândrețe de fată, care are nu doar o voce de aur, ci și o poveste de viață care merită a fi cunoscută. În momentul în care sunt pe scenă, sunt eu. Și muzica pentru mine e singura chestie care mă ajută să mă conectez cu mine și cu trăirile mele. Deci muzica asta e pentru mine. În momentul în care, nu știu, simt un dor de cineva, de un drăguț, știu eu, cânt despre asta. Îmi plac foarte tare cântecele de jale. Foarte tare, mă regăsesc doar în cântece de jale. Deși îmi place să interpretez și cântece vesele. Dar cântecele de jale sunt pe sufletul meu și tot timpul îmi vin atunci când, nu știu, simt dor. Poate simt durere, poate simt că sunt singură. Cânt și îmi simt starea, mă simt pe mine și nu știu, parcă e echilibru.
Te aliniez cu tine însă. Mă aliniez cu mine însă, da. E dimineață de vreme, cu nori negri de ploaie prinși în horă, sus, în înaltul cerului. E o zi obișnuită pentru familia Horoba, care, printre picături de ploaie, se pregătește să urce cu căruța în munte, unde îi așteaptă cu drag o străbunică de poveste. Într-o odaie ca de muzeu, fetele, Anda și nepoata ei, dau zor să se gătească. De la mic la mare, cu toții poartă straie populare. O fac pentru că așa se simt bine. E felul lor de a păstra aproape o lume arhaică. Acum îi pun zadile peste poale. Astea au fost zadile pe care le-a purtat și mama când a fost mică. Mă ajut un pic toate. Tati! Și acum le legăm cu frâmbie. Asta e frâmbie. Așa se zice. Frâmbie. Frâmbie. Bravo. Frâmbie. Da, bravo. Ridică mâinile. Nu mai pot respira. Da. Și apoi ne împletim și ne punem fir roșu în păr ca să nu ne deoache nimeni mai aia, știi? În spate se numește zadie, deci asta e zadie și în față e șurț. Îți place șurțul tău, Maia? Ce culoare e șurțul tău? Auriu, roșu, albastru, albastru închis, verde, maro, auriu și roz. Wow! Toate culorile! Da. Ești îmbrăcată ca un curcubeu. Ești plină de viață, Maia. Știi? Da. Wow! Hai să ne luăm opincile. Să vedem dacă ne sunt bune. Opingele astea le-a purtat și tu. Și când eram mică și cântam pe scenă, mă punea toată lumea să-mi prezint costumul. Și știi cum ziceam când ajungeam la opingi? Da. Ziceam, împișoare, îs încălțată cu șorab de lână, cu opingi, legate cu ață, băgate până nojiță. V-am spus cât am priceput. Așa am spus și toată lumea râdea la final. Și eu nu înțelegeam de ce râde lumea, pentru că am învățat acest discurs încă de acasă, știi? A fost să stau cu ele, dacă mi-s bune. Sigur! Bune? Da, uite, sunt perfecte. Dacă nu purtam opingele astea... Așa... Plângeam! Plângeai? Păi trebuie să le porți, pentru că costumul popular cere și opingi în picioare, nu ne putem lua altceva. Maia, știi ce fac eu aici? Da. Ce? Îți fac două codițe, te împletesc. Și știi cum se numeau două codițe când se împletea bunica și străbunica ta? Roșii! Cu roșu, da. Facem, le împletim cu fir roșu ca să nu ne deoache nimeni, ci ca să avem un accesoriu, un păr frumos, pentru că suntem fete, suntem tinere. Dar știi cum îi zicea bunica și străbunica, cum le zicea codițelor pe care ți le fac eu acum? Cosâță! Ia spune și tu. Cosâță. Cosâță, da. Împleteau cosâță și apoi își luau năframă. Nimeni nu era cu capul gol, știi? Să vezi ce cosițe frumoase o să ai tu. Wow. Maia? Ce? Dar știi de ce ai un suflet foarte mare și foarte frumos și foarte bun? Da. Pentru că îți spui, Doamne, Doamne, seara la culcare și dimineața. Cum spui, Doamne, Doamne? Cum spui, îngerașul, sau ce spui tu seara la culcare? Ce spui cu mami? Născătoare și îngerașul. Wow, știi și născătoare? Dar ne spui îngerașul pentru că e așa mai scurt? Da. Ia să auzim. Înger, îngerașul meu, ce mi-i te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o locul mă soțește și de rele mă păzește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, zi zi până noapte, până încearcă cealaltă poate mă zile Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Spirit, amin. Bravo! De asta ai tu un suflet foarte mare și foarte frumos.
să tu erai, măi. E rândul Andei să se pregătească. Șnurul opincilor șerpuiește în sus, de jur împrejurul piciorului, în ritmul unui cântec de dragoste. Măi bădiță, tu ai fost, măi. Aici, la hotarul dintre Bistrița Năsăud și Maramureș, e musai ca fetele să-și împletească părul cu un fir roșu, ca nu cumva să se deoache. Bade de drăguța ta, măi, la, 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 zâșe rău tătă lumea, mă, la, 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 și de tine râdi un sat, la, 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 pentru șine mai lăsat, la, la, la. Râdi un sat și râdi o lume, că nu-i frumoasă ca mine. A, la, 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 la. Și-ți bate și holtiește, la, 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 la. Că nimeni nu te oprește, la, la, la. Casa voastră-i pusă în dâmb, la, 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 la. Tată, tu-i un om nătâng, la, la, la. Mă tai o povestitare, n-or ajunge. Între timp, în curte, tatăl Andei pregătește căruța la care înhamă un cal alb, împodobit și el cu ciucuri mari și roșii. Ne-a aranjat nimic. Acum îl bagăm între rudiță și prindem la caruță. Când toată familia e gata, cu toții urcă în căruță. Nu înainte să-și facă fiecare câte o cruce mare, să aibă drum bun și să țină vremea cu ei. Au demers până sus în munte. Drumul în sine e un bun prilej ca familia să stea la taină, să cânte, să chiuie și să-și amintească de vremurile de odinioară. Ai zice că s-au adunat într-o șezătoare ambulantă cum nu prea mai vezi pe la noi. Iar cea mai fericită e micuța Maia. Nu știe cât e de norocoasă că are parte de o așa poveste în jurul ei. Place cu caluțul! Spune, cea calule! Cea calule! Să ai grijă de noi, căluț! Vezi cum merge Vali? Uite, frute! Omule cu calusul, ce stai cu căruța-n drum? Omule cu calusul, ce stai cu căruța-n drum? Trage calul la o casă unde nevasta frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Bravo!
drumul urcă și coboară. Taie poienile și șerpuiește pe poteci numai de localnici știute. E o imagine dintr-o altă Românie, unică, autentică. O secvență de film, parcă, ce ți se lipește de retină și te întoarce înapoi în copilărie. Acum amintirile se deapănă mai ușor. Finding a place that warms my heart again. E, dar mereai sângur la pețâț, acum să mă... La pețâț? Sângur mereai. Cum se zice pețâț? Dar pe cum se zice? Mere la fată. Mere a pețâț, nu? Mă cantăream de urs. A pețâț, să mere cu mere cu familia, să mere la pețâț. Zice că merem la fete. Mere la fete. Și după ce, după ce știi că asta-ți sortita, îți va fi nevasta, atunci te duci cu familia și se numește Apețâ? Da, da. Atunci ți-ai familia, bineînțeles, dacă ce vrei, fac, dacă vrei familia... Feti. Familia Feti. Familia da. Feti, ori familia Fișor. Și apoi era... Nu poți mere, cu, că dai seama, nu se înțelegi. Hai, deci vă povestiți înainte. Da, și normal. Doamne, extraordinar. Cine ți-o răspuns? Cine ți-o da binecuvântarea sau iei pe mama? Bunica sau bunicu? E bunica. Socra, socra, da. Da, la bunicu i-a plăcut de tine? La bunica, dar nu prea. Și pe cum, dacă nu i-a plăcut, o fost de acord să-și dea fata? Nu, ce au să facă? Da. Dacă am povestit la oaltă atâta timp, apoi, da, ce să facă? Dacă noi i-am fost dragi, să ne-am plăcut, nu ne-am mai putut despărți. Dar pe de ce nu i-a plăcut? N-ai fost de gazde? Ei, n-am fost așa mare gazdă, eu. Pe lui mai gazdă. Mama era mai gazdă ca tine? Mai. Bunecule! Da. Erau niște frăguțe mai încolo la o casă. E timpul pentru un scurt popas, mai ales că micuța poftește la frăguțele crescute pe marginea drumului. Mitele! Ce fain, e bine în grai! Wow, ce mari sunt! Două am adus! Mulțumim, bunii! Maia, bunii Urica nu știe că mergem la ea. Știi tu asta? Și noi când ajungem o să tiotim. Cum tiotește Maia? Cum tiotim la bunii Aurica? Ia să aud. Dar și mai tare să te audă că noi o să fim... Așa, noi o să fim în vale și să ne audă bunica de acolo din deal. Încă una. Bravo! Vrei să-ți arăt ceva? Sânziene, tu, Maia. Să-ți arăt sânzienele. Când eram, când eram mică, strângeam sânziene și duceam bunicii cadou sânziene. Buchete de sânziene. Eu din iunie și chiar mă aduc eu. Din luna iunie, uite-le astea, Maia, uite, albe, uite ce multe sunt. Uite, acolo florile sus. Alea albe sunt sânziene. Da. Uite, vezi acolo albe. Mai cu un cântec, mai cu o vorbă, timpul trece și căruța ajunge la poalele unui deal. Sus în vârf se zărește casa străbunicii. De aici, femeile încep să chiuie, semn că nu mai e cale lungă, iar bătrâna ar trebui deja să le audă. Am nimerit parcă într-un tărâm desprins dintr-o altă lume, unde timpul a stat în loc. În pragul unei case mai bătrâne ca ea, Nana Aurica își așteaptă cu nerăbdare copiii, nepoții și strănepoții. Ziua bună, bunică! Ziua bună! La ce, mai bunică? No,
N-am ghisat azi noapte, că-mi izvinia așa frumos, nu vă devote, nu? Dar stai să vezi pe cine ți-am adus, bunica. Hai, e bine, și e bine. Și copila asta frumoasă mi-ați adus-o și cu minte. Tui, tui, nu jal de ochi. Nu vinge mult la dumneitale, bunică. Ei, și vinerile mă îmbrăcat așa frumos, mă. Vă mulțumim din suflet. De sărbătoare, bunică. Ce faci, mai ce dreau de pe buniurică? Ce mai faci? Da, te fac că te pui și una și alta, dar sare bătrână. Ce? Nu poți da la găini, la câine. Mai poți, mai poți. Spune, buniurica, dar de cum e după ouă? Sau cu găina ouă, întreabă pe buniurică. Cu mine după ouă, așa? Nu bine. Ai făcut găina ouă. Făcut găina ouă, coștiu că vii. Da, da. Suntem izvorul Chetri, așa se numește, izvorul Chetri. Și cum e viața pentru o femeie la 87 de ani aici? Greu, că... No, dar nu mă duc cu necării, fără pe aici așa roată și nu mi-e așa de greu, dar dacă aș avea... Să alerg la mărhăi, la oi, la porci, n-am nici porci. Și așa, api, nu mi-e așa de greu, nu. Aveți noroc cu familia, că vine la dumneavoastră. Vine-te mereu și fata și mă duce mâncare și tăticelea și nepota, tot felul mă duce. De unde putere? De unde ai atâta putere? De unde ai atâta? Baia, când mă duc în grădinuță am mai multă, că mi-e drag. Mi-e drag, atâta lucru acolo și mă uit la ele și mă uit să nu fie o buruiană. Nu mă buruiană, dacă văd o eu cu mâna, să nu lăs pe acolo buruienii. Și mi-e drag, vai, în grădinuță mi-e cel mai drag. Aștept cu suflet și cu inimă să vedeți ce lucru, ce fac. No, am sămânat acolo pe trinjei, aici, așa lat, acolo, păstăi, aici, ceapă, morcovi, rădiți, cureci, tăte bune, tăte... Și baraboi și acolo fasole de rude, păstăi, tăticelea, no, cureci, rădiți. Bătrâna cu chip de înger desprins din icoane e printre ultimii oameni rămași aici în cătunul ăsta, cu singurătatea în casă și cu Dumnezeu deasupra. Așa îi trec zilele. Trăi aici, pe unde stau, pe aici, așa, nu mă învecinam. Unu, deci, o altă a murit, altul s-a dus, altul într-un fel, altul într-altul. Dar eu oriunde mă duc, nu-mi place ca și aici. Nu-mi place, că aici sunt învățată. Are credința adânc sădită în suflet și de aceea nu se desparte niciodată de șirajul ei de mărgele, de rozariu, cu care își numără rugăciunile. Ce zici pe rozariu? Doamne, zic numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Zic rozariu este în numele Lucichii. De asta dată. Apoi de altă dată zic în numele altuia, alte fete, alți copii. Zic rozariu în numele Lucichii, bunul Dumnezeu să-i dea sănătate și noroc la familie. Aici ai 10 născători, aici ai Tatăl nostru, aici 10 născători și gata. Pe la oraș lumea și-a pierdut credința, doamnă. Da, eu te cred. Eu te cred. Păi nu-i pe dealuri, că oraș e mașini și oameni și... Dar aici nu vă pe nimeni,
mă rog, nu mă încurcă nimeni, nu vă mășâni, nu vă domini, nu vă nimic și mi le zic liniștită. Muzica curge prin venele întregii familii. Bătrâna a fost cea care le-a împărtășit dragostea asta copiilor care, la rândul lor, au dat mai departe copiilor lor. E cea mai de preț comoară a familiei pe care Anda o păstrează la suflet și o arată lumii ori de câte ori are ocazia. Doar așa am fost educați și doar asta știm să dăm mai departe. Și simțim pentru că am trăit autentic exact tot ce s-a întâmplat la țară, mă rog, eu cea mai apucat din ce s-a întâmplat la țară, însă bunica a lucrat foarte mult câmpul, a stat foarte mult, a crescut animalele, mama la fel, a apucat chiar și jocul satului, tata la fel, tata a fost ceteraș la jocul satului. Și chizeș. Și chizeș la jocul satului. Și eu am preluat toate astea de la părinții mei și de la bunica mea. Și cumva le simt, deși nu le-am trăit, eu n-am apucat jocul satului. Da, ești fată tânără, iar majoritatea fetelor de vârsta ta nu mai au treabă cu tradiția. Tu de ce ai ales să o perpetuezi, să o duci mai departe? Am ales să perpetuez tradiția și să o duc mai departe, tocmai pentru că, în primul rând, sunt îndrăgostită de tot ceea ce înseamnă sat. Și în al doilea rând m-am simțit datoare să duc mai departe crezul bunicilor mei, străbunicilor mei. Ei în asta au crezut și atunci eu am învățat că e bine și că trebuie să duc mai departe și eu. Avem nevoie de asta pentru că suntem în România. Asta e România. Asta înseamnă România. Am fost o plăcere. De drag, nu? De drag, la lucru câmpului, la biserică duminica, în corul bisericii, cântând dacă ne-o hrăzit Maica Sfântă cu glas. De ce să nu ne-l cultivăm? Mama este foarte modestă, scuză-mă că te întrerup. Mama este foarte modestă. Are în dulapul ei cu vitrină trofeele de la cele mai importante festivaluri de folclor din țară, ceea ce eu n-am reușit să fac, dar mama a reușit să facă pentru că are un glas extraordinar și a fost apreciată de cei mai mari specialiști în folclor și muzica populară românească. E tezaur uman viu. Nu am șlefuit glasul meu. Mi-au zis doamna Moreara Morărescu, tu cânti de la rădășină, fată! Tu cânti de la rădășină și asta ne trebuie nouă. Autentică. Autentică, da. Că așa îi. Eu n-am făcut nicio școală populară de artă, nici o singură oră de canto, nimic. Atâta am cântat pe câmp, în grădină, în bucătărie, crescând fetele, legânându-le. În copaci la oi. În copaci la oi, da. De ce nu le spui că ai cântat la mie mai mult? Și ție. Am suit în copaci, așa mi-a venit mie și cântam la oi, îmi imaginam că spectatori. Dar eu n-am văzut niciodată o scenă și oameni spectatori, eu n-am văzut, dar atunci așa îmi vinea mie să cânt la oi. S-a dus cucu de paici, măi, și-o lăsa puiță-mi nici, măi. Și-o venit Pulpuiții măi.
Anda e singura din familie care își câștigă existența din muzică. Spre deosebire de tatăl ei, căruia părinții i-au interzis să cânte la vioară, ea s-a bucurat de tot sprijinul familiei. Tata, spre exemplu, și-a dorit foarte tare să cânte la vioară și n-a ajuns exact acolo unde și-a dorit. Și eu, văzând asta la ei, am zis, nu, eu nu vreau asta pentru mine. Eu, chiar dacă îmi spun părinții mei, nu, asta nu-i drumul potrivit pentru tine, e foarte greu, pentru că știm cu toții, drumul artei e extraordinar de greu. Eu mi-am propus ca, indiferent ce aud, să merg mai departe și să-mi urmez visul meu. Și iată-mă aici. Cum să știe, nu, la noi, în familie, la tata, nu i-a plăcut să cânt la vioară. Eu am iubit vioara de mic, de aș fi dormit cu ea în pat. Și tata zice, ce vioară îți trebuie, mă, zice, că numai țigani zice cântă la vioară. Tu zice, n-ai nicio treabă cu vioară. Și așa mi-a făcut rost de vioară, cum am putut eu, că eram mic, îți dai seama. Și tot scârțeam de tăzul acolo, dar sara, când să vină el acasă, o să iem în pod și o ascundem acolo, că el îmi promitea că mi-o sparge, știi? Dacă îmi cumpăr vioară și mă prinde că e cântând, zice, ți-o spart, tata. N-am putut să ajung nici unde, că dacă nu o să sună nimeni. Noi iubim muzica, tăți, și mie mi-a fost dragă muzica, de mi-e dragă Shamu. Nu există joc să nu mă duc să joc, nu să stau lângă perete, ca cum văd tinerii că stau acolo și razumă peretele. Eu am încăptișorile, domnule, nu pot să stau. Când aud muzică, am venit să zbor, dacă se beceagă. Ne întoarcem la Anda, tânăra care ne arată că se poate și altfel. Că talentul și tradiția încă sunt o carte bună, pe care mai poți paria, într-o lume sufocată de tot ce înseamnă artificial. Îmi place extraordinar de tare această parte din mine. Prin intermediul acestei laturi mai moderne, eu aduc tinerii înspre folclor, pentru că ei și-au format o percepție greșită asupra folclorului și asupra muzicii populare. Au impresia că e ceva învechit, dar asta doar pentru că și-au pus o etichetă fără să asculte, fără să conștientizeze. În momentul în care asculți un cântec din folclor, conștient, e tot. E wow și îți mai dorești să asculti și altul și altul și altul. Și atunci eu le arăt tinerilor de vârsta mea și mai mici decât mine că folclorul nu înseamnă asta. Uite, o fată care cântă folclor poate să arate și așa. E posibil și e foarte corect, nu e nimic greșit. Cel mai mare vis al meu când a fost mică a fost să, nu știu, să fiu un centru atenției, în lumina reflectoarelor, să fie toată marea de oameni în fața mea. Însă după ce am crescut s-a schimbat un pic. Îmi doresc mai mult decât atât să fiu lumină pentru cei din jurul meu și probabil asta e, nu știu, menirea mea în lume. Eu sunt reală, eu sunt, nu știu, adevărată. Și totuși, energia și-o trage de acasă, unde îi sunt alături toți cei dragi. Aici se încarcă după o săptămână petrecută la oraș. E locul ei de suflet, pe care vrea să-l arate și altor tineri ca ea, să înțeleagă că nu e nimic rușinos să te întorci la tradiție și să simți românește. Eu sunt conștientă, nu pot să fac lumină pe tot globul, nici măcar în țara mea, dar măcar pot să țin o lumânare pentru mine și pentru oamenii care se află în jurul meu. Și atunci eu îmi doresc ca nu știu, cultura asta tradițională să fie lumina pe care eu ofer celor din jurul meu. Satul îmbătrânit,
copiii nu se mai facă nicine să-i facă. Ce să... Și uite, s-a împuținat lumea și de la noi. Nu mai se face agricultură, cum se face de mult, nu se mai face șazator, cum se face de mult. De exemplu, când am fost eu fișor, nu era duminică să nu fac joc. Toată duminică era joc. Nu, am nu mai eu telefonul, domnule, când am ieșit de la biserică, nu mai vezi un om pe drum. Tot s-a epuizat. Asta e România. Ce să fac? Un sfat bine și să nu sudui și să nu hizi răi și să hizi bun, să hizi dragi la Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu la putere. Dumneavoastră să mai veniți la noi din suflet, zic și din inimă. Mulțumim să vă mult. Mai văd oriunde, și bunicul și bunica.